Avarul. Adaptare radiofonică după comedia lui Molière. Paris, 1660. Sute de oameni se înghesuie pe străzile înguste. Trăsurile, strălucitoare, se strecoară cu greu prin gloata pestriță. Strigătele cerșetorilor se amestecă cu ale servitorilor care caută să facă loc nobililor stăpâni. O parte! Loc nobililor, senior! O parte! Ici și colo, câte o încăierare în care floretele își au cuvântul hotărător. Epoca lui Ludovic al XIV-lea, regele soare. Strălucire pentru cei de sus, iluzii pentru gloată. Retrasă, la marginea orașului, se află o casă străjuită de ziduri înalte de 5 picioare și cu o poartă zăvorâtă cu două lacăte grele de bronz. Vecinii vedeau din când în când, ieșind de aici, o hodoroagă la care era înhămată o pereche de cai. Din trăsură, te priveau doi ochi de șobolan, speriați și vicleni, care dispăreau de îndată ce îndrăzneai să te apropii. E Arpagon, proprietarul casei, și se ocupă cu cămătărie, afacere ce-i aduce un venit frumușel și, cum îi stă bine oricărui cămătar, este foarte zgârcit. În această dimineață de vară, în timp ce domnul Arpagon se plimbă prin grădină, Elise, fiica acestuia, discută în vestibul cu Valère, tânărul intendent al cămătarului. Spune-mi, fermecătoare Elise, de ce te-ai întristat tocmai acum când ai avut bunătatea să mă asigur de încrederea ta? Te văd suspinând în timp ce inima mea e plină de bucurie. Îți pare rău că mă vezi fericit? Și regreți făgăduința pe care mi-ai făcut-o sub îndemnul pasiunii mele? Nu, Valer, nu regret nimic din tot ce fac pentru tine. Elise, mă simt atrasă de o forță prea dulce și n-am nicio putere să doresc să se întâmple altfel. Totuși, dragostea noastră mă îngrijorează și mi-e teamă să nu te iubesc mai mult decât ar trebui. De ce să-ți fie teamă, Elise? De multe. De mânia tatălui meu, de mustrările familiei, de gura lumii, dar mai mult ca orice, Valer, de schimbarea inimii tale, de acea răceală ucigătoare cu care adeseori voi bărbații răsplătiți cele mai înflăcărate dovezi ale unei iubiri nevinovate. Nu mă nedreptăți judecându-mă după alții. Bănuiește-mă de tot ce vrei, Elise, numai de asta nu. Te iubesc prea mult și dragostea mea pentru tine nu se va stinge decât odată cu viața. O, Valer, toți vorbiți la fel. Toți bărbații se aseamănă prin cuvintele lor. Numai faptele îi deosebesc. Pentru că numai faptele ne arată așa cum suntem. Da. Așteaptă să judeci inima mea după fapte. Frica neîntemeiată, izvorâtă dintr-o presimțire apăsătoare, să nu te facă să descoperi crime acolo unde nu sunt. Nu mă chinui, te rog, cu loviturile dureroase ale unui bănuiel jignitoare. Și așteaptă să te convingi prin mii și mii de dovezi de sinceritatea pasiunii mele.
Nu, Valer, nu cred că mă înșeli. Simt că mă iubești cu adevărat și că îmi vei fi credincios. Nici nu vreau să mă îndoiesc de asta, dar mă îngrijorează numai de făimara ce mi se poate aduce. Dar de ce această îngrijorare? Nu, nu mi-ar fi teamă de nimic dacă toată lumea te-ar vedea cu ochii mei, căci găsesc în ființa ta justificarea faptelor mele. Inima mea are în sprijinul ei meritele tale și mulțumesc cerului care mi-a îndreptat pașii către tine. Elise, nu voi uita niciodată acea primejdie înspăimântătoare care ne-a pus pentru prima oară unul în fața celuilalt. Curajul uimitor care te-a făcut să-ți primești viața pentru a o salva pe a mea din furia valurilor. Îngrijirea plină de dragoste după ce m-ai scos din apă. Omagile nesfârșite ale acestei iubiri pe care nici timpul, nici piedicile n-au îndepărtat-o și care, făcându-te să uiți și de părinți și de patrie, te reține pe aceste meleaguri. Da, Elise. De asemenea și hotărârea ta de a intra ca slugă în serviciul tatălui meu, ascunzându-ți condiția socială, numai ca să mă poți vedea pe mine. Da, da. Toate acestea m-au mișcat adânc și ajung să îndreptățească făgăduința pe care ți-am făcut-o. Dar nu sunt sigură că sentimentele mele vor fi înțelese. Din tot ce ai spus, doresc ca numai prin dragoste să-ți cuceresc inima. Elise! Dar iată că vine fratele tău. Da. Eu mă duc. Vorbește, însă nu-i descoperi din taina noastră decât atât cât vei crede tu de cuvință. Nu știu dacă voi putea să-i fac această destăinuire. Încearcă! Da. Studioară, mă bucur că te găsesc singură. Ardeam de nerăbdare să-ți vorbesc. Sunt gata să te ascult, Cleant. Ce-i să-mi spui? Multe, studioară, cuprinse într-un singur cuvânt. Iubesc. Iubești? Da, iubesc. Dar înainte de a povesti mai departe, știu că depinde un tată și ca fiu trebuie să mă supun voinței sale. Da. Nu trebuie să ne legăm inima fără consimțământul acelora care ne-au dat viața. Cerul i-a făcut stăpânii dorințelor noastre și noi nu putem dispune de ele decât cu învoirea lor. Părinții, nefiind stăpâniți de o pasiune nebună, nu se înșală așa de ușor. Ei pot vedea mai bine ce ni se potrivește. Mai curând trebuie să ne încredem în lumina prevederii lor decât în întunericul patimii noastre oarbe, căci furtuna tinereții ne târăște de cele mai multe ori în prăpastii îngrozitoare. Îți spun toate acestea ca să nu-ți mai dai osteneala de a mi le spune tu. Te rog să nu mă dojenești, căci dragostea mea nu vrea să ascute de nimic. Spune-mi, frățioare, te-ai logodit cu aceea pe care o iubești? Nu? Nu? Dar sunt hotărât și te conjur încă o dată să nu mi-aduci argumente care să mă împiedice de la hotărârea mea. Vai, frățioare dragă, sunt eu oare atât de neînțelegătoare? Nu, dar tu nu iubești. Tu nu cunoști puterea fermecătoare a dragostei duioase care stăpânește inimile și mi-e frică de înțelepciunea ta. Vai, frate, nu vorbi de înțelepciunea mea. Nu-i nimeni pe lume care să nu și-o piardă măcar o dată în viață. Și dacă mi-aș deschide inima, poate că m-ai socotit mai puțin înțeleaptă decât tine. Cum? Cerul a voit ca inima ta, ca și a mea? Da, dar să-i sprăvim mai întâi povestea ta. Spune-mi, cine e aceea pe care o iubești? O fată tânără, care locuiește nu demult în acest cartier și care pare a fi creată pentru a inspira dragoste tuturor acelor care o ved. Surioară, natura n-a creat nimic mai divin. Am fost fermecat din primul moment când am văzut-o. Numele ei e Marian. Marian? Da. Trăiește sub ocrotirea mamei sale, care e mai tot timpul bolnavă. Și față de această fică iubitoare, nutrește o dragoste de neînchipuit. Ea o îngrijește și o mângâie cu o duioșie care îți mișcă inima. Toate le face cu aerul cel mai fermecător din lume. Și mii de grații strălucesc în toate mișcările ei. E un farmec plin de vraje, o bunătate ademinitoare, o nevinovăție îngerească. Surioară, dacă ai vedea-o... O vedea jos din câte mi-ai spus, frate. Și ca să o stimez, mi-e destul că o iubești tu. Am aflat că nu-s tocmai bogați și că, deși duc un traier strâns, totuși cu greu pot acoperi lipsurile cu averea de care dispun. Închipuiește-ți ce bucurie să poți ajuta pe aceea pe care o iubești. Da. Sau să poți da un mic sprijin nevoilor modeste ale unei familii cinstite. Mie însă mi-e cu neputință să gust din această fericire, din pricina zgârcirii ta. Da, frate, înțeleg bine această suferință. Surioară, e mai mare decât și-o poate cineva închipui. Ce poate fi mai crud decât zgârcenia din pricina căreia suferim?
decât lipsa aspră în care ne zbatem. Și acum, iată ce te rog. Da. Vreau să-mi ajuți să aflu părerea tatii despre dragostea mea. Și dacă e împotrivă, sunt hotărât să plec în alte locuri cu aleasa inimii mele. Cum? Pentru asta caut bani în tot locul. Iar dacă situația ta este la fel cu a mea, da, îl vom părăsi amândoi și vom scăpa astfel de tirania în care ne ține de atâta vreme. E drept că pe zi ce trece, tata ne dă tot mai mult prile să regretăm moartea mamei și că... Auzi? Da. Să mergem în grădină și să continuăm. Să mergem. Doamna asta mea târharul. Vedea de-aș cu ștreangul de gât. De când sunt n-am văzut ființă mai afurisită ca bătrânul ăsta blestemat. Sunt sigur care e pe dracu' în el. Ce mor mai acolo? De ce m-a alungat? În ce socoteală, spânzuratule, care-te că te croiezi. Dar ce v-am făcut? Mi-ai făcut, nu mi-ai făcut? Ești stăpânul meu, fiul dumneavoastră, mi-a poruncit să-l aștept aici. Du-te de așteaptă în stradă, nu în casa mea. Îmi stai înfipt ca un par să-i scodești tot ce se întâmplă, ca să te lași foloase din toate. Nu vreau să am mereu în față un spion al afacerilor mele, un trădător care se ține ca umbra de mine și care mănâncă din ochi tot ce am și scotocește prin toate colțurile. Doar au găsit ceva de furat. Dar cum să vă poată fura cineva? Dar sunteți dumneavoastră omul care poate fi furat când încuiați totul și stați de strajă zi și noapte? Încui ce vreau și stau de strajă fiindcă așa îmi place. Ba o să țin spioni în casă să tragă cu ochiul la tot ce fac. Tremur de frică să nu fie aflat ceva de bani. Ai fi în stare să bastoba că țin bani ascunși în casă. Aveți bani ascunși? Nu, n-am spus asta, haimana. Turbez. Spuneam că nu te împinge dracu să dai sfoară în țară ca în bani. Dar ce-mi pasă mie dacă aveți sau nu? Pentru noi e tot una. Faci pe deșteptul, ai? Da. O să scot eu deșteptăciunea prin urechi. Ești afară. Ia ca ies. Stai! Ia ca stau. N-ai șterpelit ceva? Ce să șterpelesc? Vino ca să văd. Arată mâinile. Poftim. Pe alealte. Care alealte? Pe alea. Poftim. Haideți! N-ai ascuns nimic aici în buzunare? Căutați. Nedragii ăștia sunt tainițe de hoții. Dar aș vrea să spânzur unul ca tine. Unul ca ăsta ar merita să o pățească o dată. Cu ce poftă l-aș fura? A? Ce? Ce spuneai de furat? Spuneam că prea mă scotociți peste tot. Parcă v-aș fi furat ceva. Așa vreau. Arată-mi buzunarele. Dar arciuma în zgârcenii și în zgârciți. Cum? Ce ai zis? Ce am zis? Da. Ce ai zis de zgârcenie și de zgârciți? Am spus că să dea ciuma în zgârcenie și în zgârciți. Și de cine vrei să vorbești? De zgârciți. Și cine sunt zgârciții ăștia? Niște scârboși și niște păcătoși. Dar la cine te gândești? Ce vă pasă dumneavoastră? Îmi pasă mie de ceva. Cum credeți, poate că vorbesc de dumneavoastră? Cred ce cred. Dar vreau să-mi spui cu cine vorbești când vorbești așa. Cu cine? Cu pălăria mea. Ia vezi să nu vorbesc eu cu spinarea ta. Și eu o să mă opresc să blestem zgârciții, nu? Nu, dar te opresc să clevetești și să fii obraznic. Toacă-ți gura. Dar n-am spus niciun nume, doamne. Dacă spui, te plesnesc. Vă simțiți cu musca pe căciulă? Nu vrei să taci? Poftim încă un buzunar. Sunteți mulțumit? Haide. Ce? Haide, scoate fără să te mai caut. Ce? Ce mi-ai luat? Dar nu v-am luat nimic. Adevărat? Adevărat. Atunci adio, du-te la dracu. Da, frumos mă dați afară. Să scrie pe suflet dacă mi-ai furat ceva. Lemernicul ăsta de sluboi îmi scoate sufletul. N-am ochi să-l văd. Nu-i puțină grijă să ții în casă o sumă mare de bani? Și fericesc pe acela care a știut să-i dea bine cu împrumut, oprindu-și numai atât cât îi trebuie de cheltuială. Nu-i ușor deloc să născocești o ascunzătoare sigură. Casele de bani dau de bănuit, nu mă încred în ele. Și tocmai de aceea le și țin ca momeală. Hoții la ele se repede întâi. Cu toate astea, nu știu dacă am făcut bine că am îngropat în grădină cei 10.000 de galbeni. 10.000? 10.000 de piese de aur e o sumă destul de... Vai de mine! Cine acolo? Sărioară, hai să-i vorbim. Crezi că e momentul potrivit? Să încercăm. Nu mai fi dat de gol. M-am fierbântat și mi se pare că am vorbit prea tare când îmi făceam socotelile. Ce vreți? Nimic, tată. Sunteți de mult aici? Acum am venit. Ați auzit? Ce, tată? Ceva. Ce? Ce-am spus? Nu. Ba da. Zău, nu. Văd eu bine că ați auzit ceva. Vorbeam singur. Îmi spuneam mie însumi
cât e de greu astăzi să mai găsești bani și cât trebuie să fie de fericit cel ce are 10.000 de galbeni. Nu ne-am apropiat de frică să nu te stingherim, tată. Vă spun asta ca nu cumva să fi înțeles pe dos și să vă închipuiți că eu aș avea 10.000 de galbeni. Noi nu ne amestecăm în treburile dumitale, tată. Unde dă Dumnezeu să am eu 10.000 de galbeni? Ce să mai vorbim? Și afacere bună ar fi pentru pe mine. Noi asta aș avea mare nevoie. Eu cred că... Mi-ar prinde de minune și nu m-aș plânge ca acum că vremurile sunt grele. Dumnezeule, dar n-ai de ce te plânge, tată. Se știe că ai destul avere. Cum? Cum am destul avere? Cei care spun așa mint. Nimic nu e adevărat. Numai ticăloșii răspândesc asemenea zvonuri. Dar nu te înfuria. E trist. E trist că tocmai copiii mei îmi sunt dușmani. Dușmani? Vorbe de felul ăsta și cheltuielile voastre nesăbuite vor face ca într-o bună zi să-mi taie cineva beregata. Crezând că sputred de bogat. Dar ce fel de cheltuieli facem noi? Mai întreb. Dar poate fi ceva mai scandalos decât luxul orbitor cu care scoți ochii lumii? Ți-am mai spus de zeci de ori, fătul meu, că apucăturile tale nu-mi plac deloc. Prea faci pe marchizul. Și ca să poți pune pe tine atâtea zorzoane, nu se poate să nu mă furi. Ei, cum să te fur, tata? Știu eu? De unde iei banii cu care te îmbraci așa? Eu, tată? Fiindcă joc și fiindcă sunt foarte norocos, cheltuiesc tot câștigul pe haine. Foarte rău. Dacă ai noroc la joc, trebuie să profiți și banii câștigați să-i dai cu dobândă ca să ai mai târziu pentru zile negre. Fac prinsoare că numai în funte și în zulufi ai băgat cel puțin 20 de galbeni. Și 20 de galbeni aduc o dobândă de 18 franci și 35 de centime, chiar dacă îi plasez numai cu 8%. Ai dreptate. Să lăsăm asta și să vorbim de altceva. Începe tu. Ba nu, începe tu. Tu vezi că vorbești. Pare că își fac semne ca să fure punga. Ce sunt semnele astea? Ne sfătuim care să vorbească cel din tâi, căci amândoi vrem să-ți spunem ceva, tată. Da. Și eu am să vă spun ceva la amândoi. Da. De căsătorie dorim să-ți vorbim, tată. Păi tot de căsătorie vreau și eu să vă vorbesc. Dar veniți lângă mine. Da, tată. Așa, s-o luăm de la capăt. Cunoașteți o fată tânără cu numele de Marian, care locuiește aproape de noi? Da, tată. Da. Și tu, Elise? Am auzit numai vorbindu-se de ea. Aha. Cum ți se pare, băiatule, fata asta? Fermecătoare. Chipul ei... Plin de nevinovăție și de spirit. Firea și purtarea ei... Admirabile, desigur. Aha. Nu crezi că la o ființă ca asta ar merita să te gândești? Da, tată. Da, că ar fi o partidă admirabilă. Desigur. Așa, că va fi o soție bună. Fără îndoială. Și că un bărbat ar putea fi fericit cu ea. Cu siguranță. O singură piedică. Mi-e teamă că tot ce are e pe ea. Oh, tată, averea nu are importanță când e vorba de o căsătorie cu o fată cinstită. Ba să mă ierți, dumneata. În sfârșit îmi pare bine că ești de acord cu mine, căci firea ei cinstită și gingășia ei mi-au răpit inima și m-am hotărât să o iau de nevastă. Ce? Numai să aibă ceva zestre. A... Ce? Ești hotărât, zici? Să mă însor cu Marian. Cine? Dumneata? Dumneata? Păi cine dacă nu eu? 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 Ce înseamnă asta? M-a apucat așa deodată o amețeală. Trebuie să plec de aici. Nu-i nimic, du-te repede la bucătărie și bea un pahar cu apă rece. Ce spui de domnișorul nostru? N-are putere nici cât un pui de găină. Așa. Asta am hotărât-o pentru mine. Fratelui tău i-am găsit o văduvă de care mi s-a vorbit chiar azi dimineață. Iar pe tine te mărit cu domnul Anselm. Cu domnul Anselm? Da, un bărbat copt, cumpătat și înțelept, care n-are mai mult de 50 de ani și de-a cărui avere s-a dus vestea. Mă iartă, tată, dar nu vreau să mă mărit. Mă iartă, fetița mea, mititica mea, dar eu vreau să te măriți. Te rog
să mă ierți, tată. Te rog să mă ierți, fată. Sunt prea plecata sluga domnului Anselm, dar cu voia dumitale nu mă mărit cu el. Și eu sunt prea plecata dumitale slugă, dar cu voia dumitale ai să te măriți cu el chiar astă seară. Astă seară? Chiar astă seară. Asta nu se va întâmpla, asta tată. Asta se va întâmpla, fată. Ba, nu. Ba da. Îți spun că, îți spun nu. Că da. N-ai să mă poți. Ba te voi sili? Decât să iau un asemenea bărbat, mai bine mă omor. N-ai să te omor și să te măriți cu el. Iată, uite ce îndrăzneală, așa vorbește o fată cu tatăl ei. Da, da, așa își mărită un părinte fată. E o partidă împotriva căreia nu se poate cârti. Da. Și părăm așa că toată lumea va aplauda alegerea mea. Bă, eu cred că niciun om cu judecată nu va aproba alegerea dumitale. Bine, o să vedem. Ce mai fi? Să știi că umblă cineva la banii mei. Ce mi-e grijă aici? Mă tot mai decât. Bine. Doamne, doamne. Ce ți-e și cu zgârcenia asta? E în stare să mă nenorocească numai ca să câștige bani. Ah, dar lasă că eu fac eu. Voi cere amânarea căsătoriei sub pretext că sunt bolnavă. Iertați-mă. Oh. Pe cine cauți la Fleș? Ce pe vrei? Domnul Lampagon a plecat. A ieșit în grădină. Nu știți unde este stăpânul meu, domnul Creant? Ah, uite-l că vine. Eu vă las. Unde mi-ai fost până acum la Fleș? Nu ți-am poruncit eu da, să mă aștepți? Da, da, am stat aici neclintit să vă aștept. Dar tata dumneavoastră, domnul Alpagon, care e omul cel mai nemilos din lume, m-a dat afară. Și când m-am împotrivit, era cât pacei să mă și bată. Cum stăm cu afacerea noastră? A, vă spun îndată. Jupânul Simon Misitul, despre care v-am vorbit, e un om foarte întreprinzător. El vă asigură că a făcut tot ce a putut. Și asta numai de dragul dumneavoastră. Așadar, o să-mi procure cei 15.000 de franci de care am nevoie, nu? Sigur, tata. Dar va trebui să primiți condițiile puse de el. Bine, și zici că ai vorbit chiar tu cu acel cămătar care îmi va împrumuta bani? Aș, nu, 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 se ascunde cu mai multă grijă decât dumneavoastră. Totuși pot să vă arăt câteva condiții dictate chiar de el misitului nostru. Bine, ascultați. Presupunând că debitorul e major și se trage dintr-o familie a cărei avere este însemnată și lipsită de orice datorii sau ipoteci, se va încheia un act legal în fața unui notar cât mai cinstit. N-am nimic de zis. Mai departe. Creditorul, pentru a nu-și încărca conștiința, nu vrea să împrumute banii cu o dobândă mai mare ca 5,5%. Cu 5,5% zici? Da. Hei, drace, dar ăsta este un om cinstit. E drept, dar ascultați mai departe. Dar cum zisul creditor nu posedă suma de care e vorba și vrând neapărat să facă un serviciu debitorului, e silit să împrumute această sumă de la altcineva cu un procent de 20%. 20? Da. În acest caz, numitul prim debitor urmează să se învoiască a plăti el această dobândă fără vreo pagubă pentru celălalt, dar fiindcă numitul creditor nu se obligă la acest împrumut decât pentru a îndatora pe debitor. Drăcia dracului, se schimbă povestea. Ăsta e un cămătar ordinar, un adevărat ticălos. Așa am zis și eu. N-am ce face, am nevoie de bani și trebuie să primesc orice condiție. Stai puțin. Ce, mai e ceva? Da, e încă o clauză. Ce? Cum din pretinsa sumă de 15.000 de franci, creditor nu poate da decât 12.000 monede sunătoare, debitorul va trebui să primească pentru restul sumei de 3.000 de franci obiectele, rufăria și juvaierurile enumerate în lista alăturată. Să vă citesc lista. Dă-mi-o să o citesc. Poate, eu. Poate. Un pat lung cu 4 picioare, cu perdele, foarte drăguț. E foarte drăguț, da. Împreună cu 6 scaune și cuvertura, da. Un polo cu ciucuri, da. O tapiserie care reprezintă amorurile lui Gambaș Masri, apoi o masă mare cu 6 taburete. Dar ce să fac eu cu toate astea? Pe mâna cui am intrat? Unde s-a mai auzit de o camătă ca asta? Puteți face altfel? Nu văd nicio scăpare. Și toate astea din pricina tatălui meu. Ce se aude? Suntem pierduți! Cine e domnul Arpagon, tatăl dumneavoastră, împreună cu misitul nostru, jupunul Simon? Ce faci? Să ne ascundem, da, să ne ascundem aici, după dulapul. Da, 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 domnule Arpagon, e un tânăr care are nevoie de bani. E foarte strâmtorat și de aceea va primi toate condițiile pe care îi le veți impune. Dar crezi, dumneata, jupân Simon, că nu-i nicio primejdie și cunoști bine numele... averea și familia celui de care îmi vorbești? Asta nu. No? Informații sigure nu vă pot da, că și numai din întâmplare i-am făcut cunoștința. Dar el singur are să vă dea toate relațiile. Da. Și omului de încredere m-a asigurat că veți fi foarte mulțumit când îl veți cunoaște.
Tot ce vă pot spune, domnule Arpagon, e că familia lui e foarte bogată. Așa. Că mama lui e moartă și că se obligă, dacă doriți, ca și tatăl lui să se ducă pe lumea cealaltă în mai puțin de 8 luni. Asta e ceva, e ceva. Creștinească milostivire, jupun Simon, ne poruncește să fim îndatoritori față de aproapele nostru ori de câte ori putem. Asta se înțelege. Ce înseamnă asta, stăpâne? Jupunul Simon al nostru discută cu tatăl dumneavoastră asemenea lucruri. Să fie aflat oare cine sunt? Nu cumva mai trădat tu nici pomenea. Cred că e vorba de altceva. Atunci să ieșim. Așa, la Flești. Da. Domnule la Flești, de ce v-ați grăbit? Cine v-a spus să veniți aici? Ce este? Vă rog să mă credeți, domnule Arpagon, că nu eu sunt acela care am dezvăluit numele și locuința dumneavoastră. Totuși, după părerea mea, nu e o nenorocire chiar așa de mare. Dânsii sunt persoane discrete și puteți să vă înțelegeți chiar aici. Ce spui? Domnul este persoana care vrea să facă împrumutul de 15.000 de franci de care v-am vorbit. Cleant? Cum de șuchiatule, ai ajuns să te lași pradă acestor mijloace scandaloase? Cum, tată? Dumneata te ocupi cu afaceri atât de rușinoase? Dar ce e asta? Cred că ar fi cazul să-i lăsăm să se înțeleagă singuri. Da, în asemenea situații sunt de acord să mergem. Va să zic că tu vrei să te ruinezi prin împrumuturi atât de condamnabile. Va să zic că dumneata vrei să te îmbogățești prin camete atât de tâlhărești. Și mai îndrăznești să te arăți în fața mea. Și mai îndrăznești să te arăți în fața lumii. Spune! Nu-ți pleznește obrazul de rușine să ajungi în halul ăsta, să te arunci în cheltuieli înspăimântătoare, să dai pe gârlă cu nerușinare averea pe care părinții tăi au agonisit-o cu atâta trudă. Nu ți-e rușine să-ți necinstești rangul cu afacerile astea că mătărești și de dragul câștigului să comiți murdării care întrec și cele mai josnice tertipuri al celor mai faimoși cămătari? Hei din ochii mei, pușlamac! Hei din ochii mei! Cine e mai vinovat după părerea dumitale? Acela care se împrumută fiindcă are nevoie de bani, ori acela care fură banii, cu toate că n-are ce face cu ei? Dacă spun, nu mă scoate din sărite! Bine, plec! Întâmplarea asta a venit tocmai la timp. Voi fi atent la toate mișcările lui. De asta ce-o mai fi? Cine-i? 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 Eu, Frodin Petricoarea! Dar ce mă ții atât afară, frate? Dumneata era... Da, eu... Intră, Frozin, intră. Ia loc. Mulțumesc. Ce se aude, Frozin? Doamne, ce bine arăți astăzi! Ce față plină de sănătate! Cine eu? În viața mea nu te-am văzut așa de vioi, așa de sprinte. Serios? De când te cunosc mi-ai părut așa de tânăr ca astăzi. Uite, așa cum ești acum, nu te-aș da nici pe un băiat de 25 de ani. Și cu toate astea, Frozin, am 60, bine numărați. Ce contează 60 de ani? Mare lucru, floarea vârstii. Acum e vremea dumitale. E adevărat, dar vreo 20 de ani mai puțin cred că nu mi-ar strica. Aici mi-ai plăcut. Parcă dumneata ai nevoie de așa ceva. Dumneata ești făcut să trăiești 100 de ani. Crezi? Vezi bine. Se vede după înfățișare. Uite, ai aici între ochi un semn care mă face să cred că nu mai mori. Te pricepi în dal de-astea? Dar la ce nu mă pricep eu? Ia arată mâna. Hai, dă mâna, frate. Dumnezeule! Ce linia vieții! Ce spui? Nu vezi linia asta cât e de lungă? Și ce înseamnă asta? Ce 100 de ani! Îți mai dau 20 cel puțin, numai după linia asta. E cu putință? Afară numai dacă nu te omori cineva. Adminte, ai să bagi în pământ pe copiii dumitale și pe copiii copiilor dumitale. Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Dar cum merge afacerea noastră? Ce întrebare! Mă știți pe mine că mă angajez la vreun lucru fără să o scot la capăt? Mai ales când e vorba de căsătorie, am un talent nemaipomenit. Mă, te cunosc eu, zi mai departe. I-am spus mamii planul pe care l-aveți în legătură cu Marian de când ați văzut-o trecând pe stradă.
Și apoi stând la fereastră. Da, și ea ce-a răspuns? A primit propunerea cu cea mai mare bucurie. Afară de asta, mi-am îngăduit chiar să invit diseară la solemnitatea semnării actului de căsătorie a fiicii dumneavoastră. Bine ai făcut. Dar, Frozin, ai vorbit cu mamă sa în privința zestrei? I-ai spus că o să trebuiască să facă o sforțare. Cum să nu? Să nu dea înapoi de la niciun sacrificiu când e vorba de un eveniment ca ăsta. Că nici așa. Nu te poți căsători cu o fată fără să aducă nimic. Da, mai încape vorbă. O să vă aduc o rentă de 12.000 de franci. 12.000? Vezi bine. În primul rând, fata asta e deprinsă cu cea mai mare economie. De mic a fost obișnuită să trăiască cu salată, lapte, brânză și mere. Mere. Prin urmare, nu-i trebuie nici masă bogată, nici bucate alese și nici trufandale sau delicatese de care au nevoie alte femei. Și asta face cel puțin 3.000 de franci pe an. Afară de asta, e de o simplitate și modestie fără seamăn. Nu pretinde nici rochii frumoase, nici juvaieruri scumpe, nici mobile luxoase. E, capitolul ăsta face încă 4.000 de franci pe an. Apoi, are o cârbă nemaipomenită pentru jocurile de noroc, ceea ce nu se prea întâlnește la femeile din ziua de azi. Cunosc una din cartierul nostru care a pierdut anul ăsta 20.000 de franci la cărți. Dar să nu socotim decât un sfert. 5.000 de franci pe an la joc și 4.000 în roci și bijuterii fac 9.000, plus 3.000 pentru mâncare fac tocmai 12.000 de franci pe an, cum îți spuneam. Da, mă, Frozin, toate spune. Numai că în socoteala ta nu e nimic pipăibil. Cum? Dar e ridicul să mi se constituie zestre din toate cheltuielile pe care nu le va face. Nu pot să dau chitanță pentru ceea ce nu primesc. E, asta-i... Și trebuie să iau ceva. Doamne, o să vi se dea destul. Ele mi-au vorbit de o țară unde au moșii care vor trece în stăpânirea dumneavoastră. Da, trebuie să le văd. Totuși, Frozin, mai e un lucru care mă îngrijorează. Care? După cum știi, fata e tânără și tinerilor de obicei le plac tot tinerii și caută numai tovărășia lor. Mă tem că un om de vârsta mea nu o să fie pe gustul ei și să nu se petreacă în casa mea cine știe ce neorânduială care mi-a stricat liniștea. Cum se vede că n-o cunoști. Dar asta e una din marile ei calități de care voiam chiar să-ți vorbesc. Are groază de toți tinerii și nu-i plac decât bătrânii. Asta e admirabil. Uite, așa ceva n-am mai auzit până acum. Mă bucur că are această fire. Să spun drept, eu dacă aș fi femeie, nici nu m-aș uita la bărbați tineri. Cred și eu. Mare pricopseală să te îndrăgostești de un copilandru cu dinții de lapte sau de un țânc frumușel. Aș vrea să știu ce poate găsi o femeie la ei. Nu pricep deloc cum de se găsesc femei care să iubească atâta. Nebune de legat. Asemenea stârpituri să-i pui alături de bărbați ca dumneata. Nu. Așa trebuie să arate un bărbat ca să trezească dragostea. Și bine îmbrăcat și bine făcut. Mă găsești bine. Vai, sunteți încântător. O cadră de bărbat. Stați puțin să vă privesc din profil. Admirabil, admirabil. Faceți câțiva pași. Iată ce va să zic un corp sculptural liber, degajat și fără niciun cusur. N-am slavă Domnului, niciunul. N-am, dacă nu m-ar apuca tusea din când în când. Ei, la vârsta dumitale nu strică puțină tuse. Și vrei să știi? Îți șade chiar bine când te apucă. Dar ea spune, Marian încă nu m-a văzut nici măcar așa întreagă. Nu, nu, dar i-am vorbit eu foarte mult de dumneavoastră. V-am descris în culorile cele mai frumoase. I-am arătat toate avantajele pe care le-ar avea alături de un bărbat ca dumneavoastră. Ai făcut foarte bine și îți mulțumesc. Domnule, vreau să vă fac o rugăminte. Am un proces
pe care sunt amenințată să-l pierd, fiindcă îmi lipsește o mică sumă de bani. Și? Și dumneavoastră nu v-ar fi greu să mă ajutați să câștig procesul dacă ați fi atât de bun să-mi faceți o mică îndatorire. Nici nu pot să-ți închipui ce impresie minunată o să-i facă Mariani, gulerașul dumneavoastră în stil antic. Dar mai mult ca orice, o vor fermeca pantalonii dumneavoastră prinși cu agrafe de pieptar. Asta o să o nebunească. Moare după bărbații cu agrafe. Îi plac bărbații cu agrafe? Da. Crede-mă, sunt fericit. Vă spun drept, domnule, procesul ăsta e de o mare importanță pentru mine. Sunt ruinată dacă îl pierd și un ajutor cât de mic mi-ar fi de folos. Da, mă vezi că... Să fi văzut cum nu mai se sătura auzindu-mă vorbind de dumneata. Ah, fericirea îi strălucea în ochi când i-am descris calitățile dumneavoastră și am adus-o în cele din urmă până acolo, încât așteaptă cu cea mai mare nerăbdare înfăptuirea acestei căsătorii. Mi-ai făcut mare plăcere, Frozin, și îți mărturisesc că îți rămân foarte îndatorat. Vă rog, domnule, să-mi dați micul ajutor pe care îl cer. Asta să mă scoată din încurcătură și voi fi în veci recunoscătoare dacă... Umblă sănătoasă, mă duc să-i sprăvesc niște scrisori. Nu-mi refuzați ajutorul ce vi-l cer. Adio! Nici nu poți să-ți închipui ce bucurie o să aibă! La revedere! Ei, da, las că mai trec eu pe aici. Am scăpat și de asta. Acum să mă îngrijesc de pregătirile pentru diseară. Veniți! Veniți cu toții! Valer! Da? Jacques! Da! Claude, Brendavoian! Da, la Maruș! Da, Elis! Da? Clean! Da, tată! M-ați chemat, domnule? Da, să vie toată lumea! Îndată, domnule? Sunt aici, tată? M-ai chemat, tată? Veniți, da! Veniți cu toți! Mai întâi vreau să vă spun de ce! Așa! Așa sunteți toți! Toți, da. Toți! Da! Diseară, fiica mea se căsătorește cu domnul Anselmo. Ai auzit, Valer? Fii fără grijă, am aranjat eu în așa fel ca totul să iasă bine. Am chemat să vă dau ordine, să știe fiecare ce are de făcut. Apropie-te, mătușă Claude, să începem cu dumneata. Da, stăpâne. Ai să deretești peste tot, dar ți-a trag atenția să nu frești mobila prea tare, că se roade. Da, am înțeles. Afară de asta, vei lua comanda sticlelor în timpul mesii. Și bagă bine de seamă, dacă lipsește sau se sparge vreuna, răspuns cu leata. Da, stăpâne. Pedeapsă cu tâlc. Tu, Brendavoian? Da. Da. Și tu, la Merluș? Da, domnule. O să clătiți paharele și o să turnați vin, dar numai când le-o fi sete. Da, domnule. Nu cum fac unii feciori neros care silesc musafirii să bea, când nici nu se gândesc. Da, domnule. Așteptați să vi se ceară de mai multe ori. Da, domnule. Și nu uitați să treceți vinul cu cât mai multă apă. Da, domnule. E, da, vinul cu ea se urcă la cap. Ne scoatem șorțurile, domnule. Numai când veți vedea că sosesc musafirii. Și păziți-vă hainele să nu le murdăriți. Dumneavoastră știți doar foarte bine, domnule, că pieparul meu are față o pată mare de ulei. Nu-i nimic să ții pălăria în dreptul petii tot timpul când servești. Puteți pleca. Tu, fata mea, să fii cu ochii în patru peste tot și vezi să nu se facă nicio risipă. Asta e treaba voastră, fetelor. Până atunci, pregătește-te să o primești bine pe logotnica mea, care va veni să-ți facă o vizită. Ai înțeles? Da, tată. Așa. Și dumneata, domnișorule, da? Căruia am bunătatea să iert neoprezarea de adineauri, să nu cumva să-i faci mutre viitoarei mele soții. Eu, tată? Mutre? Dar de ce? Ne! Știm noi ce se petrece în capul copiilor ai căror părinți se recăsătoresc și cu ce fel de ochi se uită de obicei la mama lor vitregă. Dar dacă dorești să uiți ultimați de bunie, îți recomand mai ales să fii politicos cu ea și să o primești cât se poate de frumos. Sincer vorbind, tată, nu-ți păgăduie să fiu vesel la gândul că ea va deveni mama mea vitregă. Aș minți dacă ți-a spune astfel. În ceea ce privește însă primirea frumoasă, îți făgăduie să mă supun cu totul voinței dumitale. Vezi, bagă de seamă. Da, nu vei avea de ce te plânge, tată. Așa e cu minte. Da. Poți să pleci. Cine a mai rămas? Eu și cu Jacques. Da, apropie-te, jupân Jacques. Da. Pe dumneata te-am lăsat în adins, la urmă. Cine doriți să vorbiți, domnule, cu bucătarul sau cu vizitiul?
Eu sunt și unul și altul. Cu amândoi. Da. Dar cu care din doi mai întâi? Cu bucătarul. Atunci dați-mi voie să-mi scoli vreaua de vizitiu să rămână costumul de bucătar. Dar ce sunt caragios lucrurile astea? Acum puteți vorbi. Sunt silit, meștere bucătar, să dau diseară o masă. Mare minune. Ea spune, o să ne dai bucate bune? E da, dacă îmi dați destui bani. Ce dracu, iar bani? Parcă n-ar avea altceva de spus. Bani, bani, întotdeauna bani. Calul lor de bătaie, bani. Câte persoane veți fi la masă? 8 sau 10. Da, să socotim numai 8. Unde mănâncă 8, mănâncă și 10. E mine, trebuie 4 feluri de supe, 5 tăvi pline cu mâncăruri. Ce dracu, vrei să saturi tot orașul? Friptori. Harule, vrei să mă lași pe drumuri? Desert. Iar? Ce spui, Valer, de asta? Tu crezi, Jacques, că domnul a invitat musafiri ca să-i îndoape până ori crăpa? Nu există pe lume ceva mai vătămător pentru sănătatea omului decât mâncarea peste măsură. Nu are dreptate. După vorba unui bătrân înțelept, trebuie să mănânci ca să trăiești și nu să trăiești ca să mănânci. Minunată vorbă. Vino să te sărut. Vă mulțumesc. E cel mai frumos proverb pe care l-am auzit în viața mea. Trebuie să trăiești ca să mănânci, nu să mănânci ca să... Nu e așa, cum ai spus? Că trebuie să mănânci ca să trăiești și nu să trăiești ca să mănânci. Mama, ai auzit? Care e marele om care a spus asta? Nu mi-amintesc acum numele lui. Uita să-mi scrii cuvintele astea. Da. Voi pune să le graveze cu litere de aur deasupra căminului din sufragerie. Voi avea eu grijă, domnule. Valer. Da. Valer, trebuie să alegem bucate din acelea care nu se prea mănâncă și care te satură numai văzându-le. Vreo tocană bună, foarte grasă, și o plăcintă umplută cu castane. Asta umflă. Lăsați pe mine, domnule. Acum, jupân Jacques, trebuie să cureți trăsura. Așteptați puțin să-mi pun livreaua de vizitiu. Așa, vă ascult. Trebuie curățată trăsura și cai înhămați să vă duceți la iar Maroc. Cai dumneavoastră, domnule? Pe cinstea mea nici nu se dă stare să se ornească din loc. Nu vreau să spun că zacă în gleaști. Sărmanii dobitoace nici n-au pe ce să zacă. Ar fi să mint dacă aș spune așa ceva. Dar i-a supus la un post atât de aspru încât n-a mai rămas din ei decât niște umbre, niște imitații de cai. S-au îmbolnăvit că nu fac nimic. Și dacă nu fac nimic, nu trebuie să mănânce? Le-ar conveni mult mai bine sărmanilor animale să muncească mult și să mănânce mult. Mi se rupe inima când îi văd cât de istoviți sunt. Căci îmi iubesc atât de mult cai, încât parcă sufăr eu însumi când îi văd chinuindu-se. În fiecare zi îmi rup bucățica de la gură ca să le dau lor. Trebuie să fie cineva prea hain ca să n-aibă câtuși de puțin milă de animale. Un drum până la iar Maroc nu e mare lucru. Nu, domnule, eu n-am curajul să mânt. Ar trebui să-mi calc pe inimă ca să-i lovesc cu biciul în starea în care sunt. Cum vreți să poată urni trăsura când ei singuri nu se pot mișca? Da, domnule, dacă îmi dați voie, voi aranja eu cu vecinul Picar să conducă el trăsura. Oricum, tot trebuie să ne ajute și la bucătărie. Prefer să piară de mâna altuia decât de mâna mea. Atunci așa rămâne. Valer, vino cu mine să vedem ce mai avem de adăugat. Blestemat fie ceasul când am intrat în slujbă la acest domn Arpagon. Cât aș încerca eu să le fac toate bune, ele tot anapoda ies. Auzi, să ai musafiri, să le dai tocană grasă și plăcintă cu castane. Poftiți, poftiți pe aici, domnișoară Marian. Dar văd că intri ca la dumneata acasă. Te pui cu Frozin, cea mai remită pețitoare din oraș. Dar iată pe jupân Jacques. Nu știi, stăpânul dumitale e acasă? Da, e acasă. Du-te și spune că am venit noi, domnișoara Marian și Frozin pețitoare. Așteptați aici, mă duc să-l chem. Așa. Ah, Frozin, da. Dacă știi în ce stare mă aflu. Și drept să-ți spun, mi-e frică de întâlnirea asta. Dar de ce? De ce această neliniște? Mă mai întreb, vai. Nu-ți închipui groaza unei ființe în clipa în care trebuie să fie supusă supliciului? Citesc în ochii tăi că ești mereu cu gândul nu la Arpagon, ci la tânărul acela blond de care mi-ai vorbit. Da, Frozin, recunosc, așa-i. Îți mărturisesc că vizitele lui reverențioase au lăsat urme adânci în sufletul meu. Dar ai aflat cine e? Nu, nici acum nu știu. Dar știu că e făcut pentru a fi iubit. Că dacă ar fi să aleg,
l-aș prefera pe el. Și chipul lui mă face să urăsc și mai mult pe bărbatul pe care vor să-mi-l dea. Ah, Doamne! Plonzi ăștia drăguți se pricep să se facă iubiți. Dar cei mai mulți sunt săraci lipiți pământului. E mai bine pentru dumneata să-i un bărbat bătrân cu avere mare. E drept că sentimentele nu se împacă atât de bine cu socoteala asta. Și traiul cu un asemenea bărbat e cam dezgustător, oh, da. Dar asta nu va dura mult. Și crede-mă, moartea lui îți va da curând prilejul să-i un bărbat mai simpatic, care îți va îndrepta tot. Oh, Doamne, dar îngrozitor, Frozin, să dorești sau să aștepți moartea cuiva ca să fii tu fericit. Și apoi moartea nici nu ține seama de dorințele noastre. Glumește, vede. Nu-l iei decât cu condiția să te facă văduvă cât mai curând. Asta trebuie să fie una din clauzele contractului. Ar fi o mare obrăznicie din partea lui să nu moară în 3 luni de zile. Ia te sosești. Oh, Frozin, cum arată? Nu te supăra, frumoasa mea, că te privesc cu ochelari. Știu că frumusețea dumitale e destul de strălucitoare și că nu e nevoie de ochelari ca să fie zărită. Dar nu e așa că și stelele se urmăresc prin lunete? Și eu mențin și susțin că ești o stea, un astru, și încă ce astru, cel mai frumos astru din împărăția aștrilor. Frăzinia nu răspunde nimic și mi se pare că nu simte nicio bucurie văzându-mă. E încă foarte uimită. Și apoi fetelor le-i totdeauna rușine să arate dintr-o dată ce simt. Da, ai dreptate. Iată frumoasă mititică pe fiică mea, vine să te salute. De mult îți datoram vizita mea, domnișoară. Domnișoară, eu ar trebui să mă scuz, nu dumneata. Vezi ce mare e? Buruiana crește, iute. Oh, ce om respingător. Ce spune frumoasa? Că vă găsește admirabil. Nu faci prea mare cinste, îngerașul meu. Ce dobitor. Că sunt foarte îndatorat pentru aceste complimente. Nu mai pot să rezist. Iată-l și pe fiul meu, care vine să-ți prezinte omagiile. Oh, Frozin, ce întâlnire! E tânărul despre care ți-am vorbit. Ah, minunată întâmplare! Văd că te miri că am copii așa de mari, dar mă voi descotorosi în curând și de unul și de altul. Ce-i drept, domnișoară, nu m-am așteptat la această întâlnire. Am fost foarte surprins când tata mi-a spus hotărârea pe care a luat-o. Și eu te pot asigura de același lucru. Întâlnirea aceasta neprevăzută m-a surprins pe mine ca și pe dumneata. Nu m-am așteptat deloc la o întâmplare ca asta. Adevărat, domnișoară, că tata n-a putut face o alegere mai bună și mă bucur nespus de mult că am cinstea să vă văd. Cu toate astea, hotărârea dumneavoastră de a deveni mama mea vitregă nu mă încântă deloc. Mărturisesc că îmi va fi foarte greu să vă păstrez respectul cuvenit și nu vă doresc acest titlu. Poate că vorbele mele se pară unora prea brutale, dar sunt sigur că dumneavoastră mă veți înțelege bine. O, da. Și credeți-mă, domnișoară, că această căsătorie mă dezgustă. A? Știți cine sunt. Vă veți da seama cât de mult mă lovește și trebuie să vă mărturisesc cu voia tati că dacă ar depinde de mine, căsătoria asta nu s-ar face. Neobrăzată spovedanie. Altceva mai frumos nu găseai să-i spui? Ce vă pot răspunde decât că și eu gândesc la fel? Dacă faptul că voi fi mamă vitregă vă dezgustă, pe mine nu mă îngrozește mai puțin. Vă rog să mă credeți că nu eu sunt aceea care dorește să vă aduc această mâhnire. N-aș vrea să vă pricinuiesc nicio supărare și vă dau cuvântul meu că dacă nu voi fi silită de o putere absolută, nu voi consimți niciodată la această căsătorie care vă face să suferiți atât de mult. E mare dreptate, la o necuvință se răspunde la fel. Te rog să ierți, frumoasa mea, obrăznicia fiului meu. E un prost care nu știe ce spune. Vă asigur că vorbele lui nu m-au ofensat deloc? Dimpotrivă, mi-a făcut plăcere să-l aud vorbind cu atâta sinceritate despre sentimentele lui. He? Îmi place mărturisirea lui. Și l-aș fi stimat mai puțin dacă ar fi vorbit altfel. Ești prea bună că vrei să-i scuzi greșelile. Cu timpul va deveni și el mai înțelept și vei vedea că își va schimba părerile. Nu, tată! Nu mi le voi schimba niciodată.
Și vă rog, domnișoară, să mă credeți. Întreci orice măsură și dă mereu înainte. Vrei să vorbesc altfel decât îmi dictează inima? Iar n-ai de gând să schimb vorba. Ei bine, fie, fiindcă vrei să vorbesc altfel. Dați-mi voie, domnișoară, să iau eu locul tatei și să vă mărturisesc că n-am văzut pe lume nimic mai fermecător ca dumneata. Nimic nu se poate asemăna cu fericirea de a fi iubit de dumneata și a fi soțul dumitale o glorie, o fericire pe care aș prefera o usită celor mai fericiți prinși din lume. Da, domnișoară, fericirea de a fi a mea e pentru mine cea mai frumoasă comoară pe care mi-o doresc din tot sufletul. Sunt în stare să fac orice pentru a câștiga o ființă atât de scumpă, chiar piedicile cele mai mari. Mai domol, băiatule, mai domol. Acest compliment îl fac, domnișoare, în numele dumneavoastră. Las că mi-a dat Dumnezeu și mie limbă. N-am nevoie de avocați. Hai, aduceți scaune. Nu, 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 mai bine să mergem la iarmaloc ca să ne întoarcem mai repede și să continuăm apoi discuția în voie, nu? Să se amesca ai la presuri. O să le conduc eu, deoarece dumneata rămâi aici, tata. Nu, rămâi, am treabă cu tine. Pot pleca și singură. Ne întoarcem curând, hai, domnul Șarpa. Ia spune-mi, Cleant, lăsă-l la o parte faptul că ea va deveni mama ta vitregă. Cum ți se pare această persoană? Cum mi se pare? Da, înfățișarea, ținuta, frumusețea, inteligența ei. Așa, așa, așa. Și mai cum? Vorbind sincer, nu o găsesc așa cum mi-am închipuit-o. E prea cochetă, destul de stângace. Frumusețe mediocră și inteligență din cele mai comune. Să nu crezi că aș vrea să te dezamăgesc, căci dacă trebuie să am o mamă vitregă, mi-e tot una dacă este asta sau alta. E parcă spunea adineauri că... I-am făcut câteva complimente în numele dumitale, dar numai pentru a-ți face plăcere. Va să zic că tu nu ai nicio slăbiciune pentru ea. Eu? Nici de cum. Îmi pare foarte rău, pentru că asta îmi strică o socoteală care îmi trecuse prin minte. Văzând-o mai de aproape, m-am gândit la vârsta mea. Mi-am zis că s-ar putea să ajung de râsul lumii însurându-mă cu o persoană atât de tânără. Așa că mă hotărâsem să renunț. Dar fiindcă am cerut-o și fiindcă mă leagă cuvântul dat, ți-aș fi cedat-o ție dacă nu mărturiseai că ți-e nesuferită. Mie? Ție. În căsătorie? În căsătorie. Ascultă-mă, tată, e adevărat că nu prea e pe gustul meu, dar pentru a-ți face plăcere, mă voi hotărâi dacă vrei să mă însor cu ea. Eu sunt mai cu judecată decât îți închipui. Nu vreau să te silesc. Dă-mi voie, tate. Fac efortul ăsta numai din dragoste pentru tine. Nu, o căsătorie fără dragoste nu poate fi fericită. Dragostea, tată, e un lucru care poate veni după aceea. Spune că iubirea e adesea un fruct al căsătoriei. Nu e așa. Bărbatul nu trebuie să se culce pe urechea asta, fiindcă n-am poftă pe urmă să trag ponoasele în echipzuinții tale. Da, dar eu... Dacă ai fi avut ceva simpatie pentru ea, ar mai fi mers. Te-aș fi însurat cu ea în locul meu. Dar fiindcă n-ai, rămân la hotărârea mea din tâi și o iau tot eu. Ei bine, tată, dacă e așa, trebuie să-mi deschid inima și să-ți destăinui taina noastră. Adevărul, eu o iubesc din prima clipă când am văzut-o plimbându-se pe stradă. M-am hotărât să cer consimțământul de a mă căsători cu ea și nimic nu m-a oprit să o fac decât mărturisirea sentimentelor dumitale și teama de a nu te mâhni. Ai fost și la ea în vizită? Da, tată. Da. De multe ori? Destul de des pentru un timp atât de scurt. Și te-a primit bine? Foarte bine, dar fără să știe cine sunt. De aceea Marian a fost atât de surprins adineauri. I-ai spus că o iubești și că ai avea de gând să te însori cu ea? Fără îndoială, am dat a înțelege chiar și mamei ei aceasta. Și ea a fost de acord cu intențiile tale? Cu foarte multă amabilitate. Dar fata răspunde dragostii tale. Judecând după aparență, sunt convins, tată, că are afecțiune pentru mine. Îmi pare foarte bine că am aflat această taină. E tocmai ceea ce doream și eu. Știi ce, băiatule? Să-ți iasă din cap dragostea asta. Să încetezi de a mai da târcoale persoanei pe care am ales-o pentru mine. Să te însori imediat cu aceea pe care ți-am hotărât-o eu.
Așadar, m-ai înșelat, tată. Ei bine, fiindcă lucrurile au ajuns aici, îți declar că nici nu mă gândesc să o părăsesc pe Marian, că voi lupta prin toate mijloacele ce îmi vor sta în putință pentru a o cuceri și că dacă dumneata e de partea dumitale consimțământul mamei, eu voi avea poate alți aliați care vor lupta pentru mine. Cum spun, zuratule, ai îndrăzneala să-mi faci concurență? Dumneata-mi faci mie concurență, căci eu am cunoscut-o întâi. Nu sunt eu tatăl tău și nu-mi datorez respect? În astfel de situații, copiii nu sunt obligați să se supune părinților lor. Dragostea nu cunoaște astfel de respect. Am să te fac eu să-l cunoști cu câteva bastoane. Toate amenințările dumitale sunt zadarnice. Vei renunța la Marian? Niciodată! Îți interzic să mai apar vreodată în fața ochiilor mie. Foarte bine! Te gonesc! Gonește-mă! Nu mai ești fiul meu! Atât mai bine! Te desmoșteresc! Fă ce vrei! Și-ți dau blestemul meu! N-am ce face cu el. Cine a mai venit? Mă duc să văd. Stăpâne! Ce, stăpâne? V-am găsit tocmai la timp! Veniți repede cu mine! Ce s-a întâmplat? Ce-i cu caseta asta? Veniți după mine, vă spun, stăm bine! Cum? Am găsit ce vă trebuie! Ce? Am pândit toată ziua! Pe cine? Am pus mâna pe comoara tatălui dumneavoastră! Cum ai reușit să faci acest lucru? Veți afla îndată! Să fugim! Să fugim în auții pâni! Auții! Ucigașii! Trătate, Dumnezeule! Sunt pierdut. Mi-au stăpus inima. Mi-au tăiat belegata. Mi-au furat banii. Cine să fie? Ce s-a făcut? Unde e? Unde s-a ascuns? Ce să fac să-l găsesc? Unde să alerg? Unde să nu alerg? N-o fi pe bun? N-o fi pe aici? Cine e? Stai! Dă-mi banii înapoi, dâlharule! Oh, asta sunt eu. Mi se turbură mintea. Nu mai știu unde sunt, cine sunt, nici ce fac. Vai! Vai! Bănișorii miei, sărmanii bănișori, scumpii miei prieteni, cui m-ați lăsat? V-au răpit și odată cu voi am pierdut tot. Sprijinul, mângâierea, bucuria, totul s-a sfârșit pentru mine. Nu mai am ce căuta pe lume. Fără voi, nu pot. Nu pot să mai trăiesc. Gata, m-am dus. Mor, am murit. M-am îngropat. Nu vrea nimeni? Nu vrea nimeni să mă învie dându-mi înapoi scumpii miei bănișori? Sau să-mi spună măcar cine mi-a luat? A? Ce spui? Nu e nimeni. Tâlharul a pândit cu mare iscusință și a ales tocmai clipa când mă certam cu blestematul de fimiu. Mă duc să aduc justiția, să pună la casne toată casa, servitorii, feciorii, băiat, fată și chiar pe mine. Ce de oameni strânși la un loc? Pe oricare mi-arunc ochii, intru la bănuială și în fiecare văd un hoț. Ha! De cine vorbiți acolo? De tâlharul care m-a prădat? Cine? Cine miște acolo sus? Nu e hoțul meu? Fie-vă mil, dacă știți ceva despre hoțul meu, vă rog în genunchi, spuneți-mi, nu e cumva ascuns printre voi? Se uită toți la mine, râd și-și fac semne, se vede că și ei sunt părtași la furt. Haide, haide repede, comisarii, străja, proști, judecătorii, ștrangurii, spânzurători și călării, să fie spânzurată toată lumea! Și dacă tot nu-mi găsesc banii, mă spânzur și eu. Mă întoarce îndată! O fi el hoțul? Ce-a spus? Până mă întorc, tăiați-l, păliți-i picioarele și spânzurați-l de tavan. Pe cine, Jacques? Pe cel ce m-a prădat? Nu, domnule, e vorba de puțelul pe care mi l-a trimis Valde, intendentul dumneavoastră, pentru masa de biseară. Nu e vorba de porcel, ticălosule, ci de banii ce mi s-au furat. Vi s-au furat banii? Da, tâlharule, dacă nu mi dai înapoi, te spânzuri! Pe mine?
Păi n-am furat eu banii. Și atunci știi, calosule, iată momentul potrivit pentru a mă răzbuna pe Valeri, intendentul nostru. De când a venit aici, numai el taie și spânzure. E, ce tot mormăi acolo? Vreți să știți adevărul? Scumpul dumneavoastră intendent a putut face fapta asta. Valer? Da. Tocmai el, pe care îl credeam atât de credincios. Chiar el, cred că el va fura banii. Dar de ce îl bănuiești tocmai pe el? De ce? Îl bănuiesc, de ce îl bănuiesc? L-ai văzut de întârcoale locului unde țineam ascunși banii? Întocmai! Dar unde erau banii? În grădină. Exact, l-am văzut de întârcoale prin grădină. Și în ce erau puși banii? Într-o casetă. Asta e, l-am văzut cu o casetă. Și cum era caseta? Cum era? Așa, ca o casetă. Era o casetă mare. A mea era mică. Bine, bine, mică era dacă vreți să o luați așa. Dar eu o numesc mare pentru pentru valoarea ce se afla în ea. Și ce culoare avea? Ce culoare? Nu era roșie. Cenușie. Da, roșie, cenușie. Chiar așa voiam să spun și eu. Nu mai încape nicio îndoială. Asta e. Doamne, Doamne, în cine să mai ai încredere? Mă tem să nu mă fur singur. Iată-l pe Valer. Vă rog să nu-i spuneți că eu l-am dat de gol. Apropie-te. Domnule? Vino și mărturisește fapta mârșavă. Cel mai îngrozitor atentat ce s-a comis vreodată. Ce vreți să spuneți, domnule Arpago? Cum, sporcatule, nu roșești de crima ta? De ce crimă vorbiți? De ce crimă, Mișelule? Ca și cum habar n-ai avea despre ce este vorba. Degeaba te prefaci, domnule intendent. Fapta s-a descoperit. Am aflat tot. Se poate să abuzezi astfel de bunătatea mea? Să te strecori anume în casă pentru a mă preda? Fiindcă vi s-a povestit totul, domnule, nu vreau să ocolesc adevărul și nici n-am să tăgăduiesc fapta mea. Mi se pare că am ghicit fără să vreau. Eram hotărât să vă vorbesc. Vă rog să nu vă supărați și să ascultați motivele care m-au determinat să fac acest lucru. Și ce fel de motive ai putea să ai, tâlhar nemernic? Domnule Arpagon, nu merit numele ăsta. E adevărat că am greșit față de dumneavoastră, dar la urma urmelor greșeala e scuzabilă. Te pomenești că mila creștinească te-a împins la nelegiuirea asta. Dar lasă că pun eu ordine în toate și justiția îmi va face dreptate, pușlama nerușinată. Faceți ce poftiți. Sunt gata să suport orice violență, dar vă rog cel puțin să credeți că dacă ceea ce s-a întâmplat e o faptă rea, numai eu pot fi acuzat. Iar fiica dumneavoastră n-are absolut nicio vină. Asta ar mai lipsi. Ar fi nemaipomenit să fie amestecată și fata mea în crima asta. Vreau comoara înapoi. Spune-mi locul unde ai dus-o. Eu? N-am dus-o nicăieri, e tot aici, în casă. Scumpa mea, scumpa mea comoară, n-ai scos-o din casă? Nu, domnule. Spune-mi drept, nu te-ai atins cumva de ea? Eu să mă ating de ea? Cât sunteți de nedrept, atât cu ea cât și cu mine. Ard pentru ea în focul cele mai curate și mai respectuoase pasiuni. Arde după caseta. Prefer moartea decât să o jignesc chiar și cu gândul. E prea cu minte și prea cinstit. Caseta mea prea cinstită. Toate dorințele mele s-au mărginit la bucuria de a o vedea. Și niciun gând josnic n-a pângărit pasiunea pe care mi-a aprins-o în suflet ochii ei frumoși. Ochii frumoși ai casetei mele? Vorbește de ea ca un amorez de iubita lui. Claude, servitoarea dumneavoastră cunoaște tot adevărul. Ea poate să depună mărturie. Cum, și servitoarea a fost părtașă? Da, domnule. A fost martoră la jurământul nostru. Și abia după ce s-a încredințat de dragostea mea cinstită, m-a ajutat să o conving pe fiica dumneavoastră de a-mi acorda încrederea ei și de a o primi pe-a mea. De frica judecății aiurează. Ce tot mă zăpăcești cu fata mea? Spun, domnule, că mi-am dat mult o osteneală până când curățenia ei sufletească a acceptat dragostea mea. Curățenia cui? A fiicii dumneavoastră. Abia ieri s-a hotărât să semneze contractul de căsătorie. Fata mea a semnat un contract de căsătorie? Da, domnule, de altfel cum am făcut și eu la rândul meu. Dumnezeule, altă nenorocire, din rău în mai rău. Dar nu-i nicio nenorocire, domnule. Vă rog, domnule Arpagon, să nu o dojeniți. Numai eu sunt vinovat. Apropie-te, Eliz. Da? Și tu, Marian. Da? Uite-o și pe Frozin. Ei, da, veni și eu, ce credeți că sunt. Fică nelegiuită, nedemnă de un părinte ca mine.
Așa te folosești de sfaturile pe care ți le-am dat. Te îndrăgostești de un hosticălos și îți dai cuvântul fără învoirea mea. Da, v-ați înșelat amândoi. Zidurile mănăstirii vor pedepsi purtarea ta. Ia de îndrăsneala ta, nerușinatule, mă va răzbuna ștreangul. În orice caz, nu patima dumneavoastră va judeca situația noastră. Voi fi cel puțin ascultat înainte de a fi condamnat. Nu, am greșit când am spus ștreangul. Vei fi tras pe roată. Domnule, judecă mai omenește, te rog. Și nu duce prea departe autoritatea părintească. Nu te lăsa mânat de prima furie și judecă mai întâi cu sânge rece ceea ce vrei să faci. Află că Valer m-a scăpat din primejdia pe care o știi. Și numai lui datorez viața fiicii dumitale. Nu mă interesează. Mai bine trebuie să te neci decât să facă ce-a făcut. Te conjur, tată, pe dragostea părintească. A, domnul Arpagon. Dar cine-i? Domnul Anselmi. De ce s-a întâmplat, domnule Arpagon? De ce ești atât de tulburat? Domnule Anselmi, sunt cel mai nefericit dintre oameni. În mare încurcătură mă aflu tocmai acum când ai venit să încheiem contractul de căsătorie. M-a jefuit. M-a jefuit de bani și de onoare un tâlhar. Un scelerat care a pângărit drepturile cele mai sfinte, care s-a furișat în casa mea sub masca unui intendent să-mi fure banii și să-mi ademenească fata. Cine se gândește la banii dumneavoastră de care faceți atât acasă? Da, au făcut amândoi un legământ de căsătorie. Sfruntarea asta te privește pe dumneata, domnule Anselm, așa că trebuie să te constitui parte civilă, să ia asupra dumitale tot procesul ca să te răzbuni de nerușinarea lui. Eu n-am de gând să silesc pe nimeni să mă ia de bărbat și nici să pretind dragoste unei inimi care este dată altuia. În ceea ce privește însă interesele dumitale, sunt gata să le apăr oricând ca și pe ale mele proprii. Nu văd de ce dragostea ce o nutresc pentru fiica dumneavoastră este socotită drept crimă și tortură la care credeți că pot fi condamnat pentru logodna noastră atunci când se va afla cine sunt. Puțin îmi pasă de basmele dumitale. Lumea e plină de pungași nobili, de șarlatani, care profitând de faptul că nimeni nu-i cunoaște, se împăunează nerușinați cu cele mai ilustre nume. Nu. Sunt prea cinstit pentru a mă împodobi cu pene străine. Tot Neapolul poate să depună mărturie despre originea mea. Stai puțin. Ia seama la cele ce vei spune. Riști mai mult decât crezi că-și vorbești în fața unui om care cunoaște bine tot Neapolul și care poate vedea limpede din povestea dumitale tot ce nu se potrivește cu adevărul. Mie n-are de ce să-mi fie frică. Și dacă dumneata cunoști Neapolul, atunci vei fi știind cine a fost Don Tommaso d'Alburci. Dar fără îndoială că știu. Puțini oameni l-au cunoscut atât de bine ca mine. Mie puțin îmi pasă și de Don Toma și de Don Bamburci. Da, pentru Dumnezeu, lăsați-l să vorbească, să vedem ce vrea să spună. Spun că dânsul e tatăl meu. El? Da. Glumești. Născocește altă poveste care să poată fi mai ușor crezută și nu căuta să te salvezi prin această minciună. Măsoară-ți cuvintele. Nu e minciună. Și nu susțin lucruri pe care să nu le pot dovedi. Cum? Îndrăznește, te dai de fiul lui Don Tommaso d'Alburci? Da, îndrăznesc. Și sunt gata să susțin acest adevăr în fața oricui. Ce îndrăzneală, nemaipomenită! Află, dar, spre rușinea dumitale, că sunt mai bine de 16 ani de când omul de care ne vorbești a pierit în valurile mării împreună cu soția și copiii săi. Da, e adevărat. Dar află spre rușinea dumitale că fiul său, în vârstă de 7 ani, cu un servitor, au fost salvați din furia valurilor de către o corabie spaniolă. Cum? Și acest fiu salvat stă acum în fața dumitale. Capitanul acestei corabii, mișcat de soarta mea, m-a luat sub ocrotirea lui. M-a crescut ca pe fiul său și m-a îndrumat la timpul cuvenit spre cariera armelor. Nu de mult am aflat că tatăl meu nu e mort, cum credeam. Bine, ce alte dovezi ne pot încredința că cele înșirate până acum nu sunt decât basme clădite pe un sâmbur de adevăr? Capitanul spaniol. Hai. Sigilul de rubin al tatei. Sigilul? Brățara de agată pe care mama mi-a pus-o la braț. Și bătrânul Pedro, servitorul care a scăpat împreună cu mine din naufragiu. Pedro? Pot confirma în totul adevărul vorbelor dumitale. Căci ce ne-ai spus mă face să recunosc în dumneata pe fratele meu. Dumneata? Sora mea? Da. Doamne. Din clipa în care ai început să vorbești, am fost adânc mișcat. Căci mama, care se va bucura atât de mult, mi-a povestit de mii de ori nenorocirile familiei noastre. Mama?
Cerul s-a îndurat și nu ne-a lăsat nici pe noi să pierim în acest groaznic naufragiu. Dar nu ne-a salvat viața decât cu prețul libertății noastre, căci am fost găsite pe rămășițele corăbii de niște corsari. După 10 ani de sclavie, o întâmplare fericită ne-a dăruit din nou libertatea și ne-am întors la Neapole. Dar fugind de nedreptățile sălbatice ale rudelor ei, am ajuns aici, unde trăiești o viață deznădăștuită. O, cerule, cât de mare e puterea ta! Numai tu poți face astfel de minuni! Îmbrățișați-mă, copiii mei, și alăturați bucuria voastră la aceea tatălui vostru. Dumneata, ești tatăl nostru? Da. Pe dumneata te-a plâns mama atât de mult? Da, fiica mea, da, fiul meu. Eu sunt Don Tomaso de Alburci, pe care cerul a smuls din valuri și care după 16 ani, crezându-vă pe toți morți, se pregătea, după multă rătăcire, să găsească prin căsătoria cu o ființă bună și înțelegătoare mângâierea unui fabilii noi. Tată! Acesta e fiul dumitale? Da, el este. Atunci să plătești dumneata cei 10.000 de galbeni pe care mi-a furat. I-a furat? Cu? El? Chiar el. Cine v-a spus asta? Jupânjac. Da. Tu ai spus asta? Vedeți bine că eu nu spun nimic. Da, el mi-a spus. Mă credeți capabil de o faptă atât de mârșavă? Capabil sau nu, eu vreau banii înapoi. Dar nu te neliniști, tată, și nu vinovăți pe nimeni. Am auzit totul. Am descoperit noutăți în legătură cu afacerea dumitale. Și am venit să-ți spun că dacă vei consimți la căsătoria mea cu Marian, clar, îți vei recapăta banii. Oh. Unde? Unde sunt? N-ai grijă. Se află într-un loc sigur și totul depinde numai de mine. Rămâne ca dumneata să hotărăști din două una. Ori mi-o dai pe Marian, ori pierzi caseta. Nu lipsește nimic din ea? Absolut nimic. Gândește-te dacă ești dispus să aprobi căsătoria asta și să unești consimțământul dumitale cu al mamei ei, care îi lasă libertatea de a alege între noi doi. Dar nu știi, Cleant, că aceasta nu-i de ajuns și că cerul a făcut ca odată cu fratele meu pe care îl vezi să-mi regăsești și tatăl, de la care trebuie să obții consimțământul? Copiii mei, cerul nu m-a readus alături de voi pentru a mă împotrivi dorințelor voastre. Vei înțelege, domnule Harpagon, că o ființă tânără va alege mai curând pe fiu decât pe tată. Haide, 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 nu aștepta să ți se spună ceea ce nu e nevoie să auzi și consimte ca și mine la această dublă căsătorie. Ca să mă hotărăsc, trebuie mai întâi să-mi văd caseta. O să o vezi întreagă și neatinsă. N-am bani de dat pentru căsătoria copiilor mei, n-am. Te obligi să faci toate cheltuielile pentru ambele căsătorii? Da, mă oblig, ești mulțumit? Ce bun ești, tată. Da, cu condiția să-mi faci și mie un rând de haine ca să viu la nuntă. Foarte de bine. Și acum, haide să ne veselim de fericirea ce ne-a adus-o ziua de azi și, în același timp, să împărtășim și mamii bucuria noastră. Hai să mergem și mama. Iar eu să-mi revăd scumpa mea casetă, bănișorii miei dragi, caseta mea iubită. Ați ascultat Avarul, adaptare radiofonică după comedia lui Molière. Distribuția a fost următoarea. Harpagon, Ion Finteșteanu, artist al poporului. Cleant, Damian Crâșmaru. Eliz, Valeria Gagealov. Valer, Alfred Demetriu. Marian, Aurelia Sorescu. Anselm, Marcel Enescu. Frozin, Fifi Mihailovici. Jupân Simon, Mircea Constantinescu, artist emerit. Jacques, Nicolae Gărdescu, artist emerit. La Fleș, Mihai Fotino. Claude, Olga Manolescu. Brindavan, George Conabie. La Merluș, Mircea Cojan. Crainicul, Paul Sava. Regie artistică, Paul Stratilat, artist emerit.